Cumpărăm medicamente? Cumpărăm suplimente alimentare? Totul este pentru sănătatea noastră: a noastră, a copiilor, a părinților și a bunicilor. Cumpărăm online, ni se pare mai simplu, mai eficient? Un supliment alimentar ar trebui să înțelegem că, în momentul în care în comandăm online. Știm cum vine, din punct de vedere al condițiilor de depozitare și de transport. Multe dintre astfel de suplimente au condiții clare de depozitare, condiții clare de transport, pentru a nu fi viciat ceea ce conține produsul respectiv. Ele trebuie să fie avizate și autorizate de Institutul de Bioresurse Alimentare din România. Să-l găsim pe site-ul acestui institut că este un produs avizat și autorizat, și ceea ce spune pe etichetă că face că crește nasul, că scade părul, că vei ești mai frumos, că ești mai deștept, că ficatul se face mai nu știu cum, toate aceste lucruri trebuie să fie foarte clar avizate, autorizate și prin studii clinice, ca nu cumva să fie o reclamă mincinoasă. Când discutăm de medicamente, în schimb, mai ales medicamentele care sunt prohibite prin România, medicamente care le găsim foarte greu sau sunt foarte scumpe și avem șansa să le găsim online când cineva din familie e foarte bolnav și poate nu avem atât de mulți bani, dar le găsim online o super ofertă cu 80% reducere nu le cumpărăm, fiindcă mai mult rău ne face. Medicamentele nu se pot vinde online. Medicamentele cu prescripție medicală de la medic nu pot fi cumpărate online. Și cei care fac astfel de oferte online sau cei care produc și fac astfel de produse, în niciun caz nu sunt medicamente, sunt medicamente contrafăcute, sunt medicamente poate expirate și reambalate, așa că. Nu o să ne facă bine, o să ne facă rău sau chiar ne îmbolnăvește și mai rău. Substanțele active din aceste medicamente nu există, iar produsele contrafăcute în această zonă ne pot pune în pericol sănătatea și viața, iar dacă suntem într-o stare de sănătate foarte proastă, ne pot agrava starea. Așa că nu cumpărăm niciodată produse tip medicamente care sunt cu prescripție medicală, pe zona de online, iar pentru substanțele active din diferitele produse, întrebăm medicul, cumpărăm din spații autorizate și amenajate. Iar dacă discutăm despre suplimentele alimentare, să fim foarte atenți, să citim cu adevărat eticheta, să verificăm produsul dacă este un produs conform, iar pentru produsele neconforme, care sunt în sisteme de alerte în mai multe țări sau și în România, le găsim pe toate în aplicația gratuită Infocons, butonul de alerte. Avem inclusiv fotografia unor astfel de produse care ne pot pune în pericol sănătatea sau chiar integritatea corporală. Sunt cazuri în care persoane care au vrut să slăbească sau au vrut să-și îmbunătățească starea de sănătate au ajuns să fie până la urmă spitalizate, unele persoane chiar cu probleme mult mai. Grave. Așa că dacă discutăm despre suplimente alimentari, să fim foarte atenți și responsabili ce și cum cumpărăm, să întrebăm medicul de familie, să știm că acel supliment alimentar coroborat cu dieta, cu modul de viață sau medicamentele care sunt date de medic și suntem într-un tratament, să fim foarte atenți de interacțiunea acestora. Nu cumpărăm produsele de la colț de stradă, nu cumpărăm de pe site-uri care nu știm de unde sunt, cumpărăm de pe site-uri care sunt gestionate de către firme din România sau măcar de pe spațiul Uniunii Europene, să poată să fie ușor identificabile, să știm de unde sunt, să aibă toate informațiile din punct de vedere terapeutic, mod de a fi luate aceste produse, dar mai ales ingredientele. Iar toate aceste lucruri, dacă nu sunt, chiar dacă este un preț extraordinar, chiar dacă arată aproape cu originalul, mai bine nu îl cumpărăm și mergem la o farmacie unde există un farmacist, există o avizare, există o autorizare, există personal calificat și de acolo ne cumpărăm tot ceea ce înseamnă pentru ca să fim cu adevărat sănătoși. Suntem într-un sat unde este greu, poate, sau nu avem o farmacie foarte aproape, asta nu înseamnă că o vom comanda online, fiindcă va veni un produs neconform sau prin modul de depozitare și modul de transport să ne trezim cu un produs neconform. Și medicamentele, și suplimentele alimentare au termen de valabilitate și mod de depozitare. Nu le cumpărăm oricum, nu le depozităm oriunde și mai ales foarte atenți când discutăm despre comerțul online. Alegem responsabil, avem drepturi și până la urmă depinde de noi cu adevărat să fim sănătoși.